Oameni buni, suntem la Întorsura, în județul Dolj, la fermă. E o fermă agricolă aici, aici e sediu. Și o să-l cunoașteți imediat pe șeful de aici. Domnul Friedman, vă salut. Salut, bună ziua. Să trăiți. Bine ați venit. L-am găsit punând țuică în niște... Țoiuri, da. Țoiuri. Miroase bine. Miroase bine a prună. Foarte bine miroase. Ia să vedem, să o și gustăm. La mulți ani. Superb. Un gust superb. Ce caută Friedman în Oltenia? Ce caută Friedman în Oltenia? Friedman în Oltenia face agricultură. Da. Face agricultură, încearcă să facă agricultură. Încearcă și reușește uneori. Iată, a mai venit un prieten de-al nostru lângă noi. Cum îl cheamă? Bimbu. Bimbu e cu minte, văd. E cu minte, e cu și minte. O să asiste la ce o să gătim noi. O supă de fasole, cu boabe de fasole, cu ciolan. Cu ciolan afumat. Afumat. Cu șuncă afumată, așa cum o fac eu tot așa frumos. O să vedeți, o să filmați și pe aia. O dăm jos din pod. Și aici nu se cumpără nimic, după cum v-ați prins, oameni buni. Totul se obține din ferma domnului Friedman. Am pus aici deja un ceaun pe trepied. Domnul Friedman nu ne-a mai așteptat și a pus ceapa la călit. Am pus ceapa. Hai, apropiați-vă să vedeți. Am pus ceapa la călit. Am pus ceapa la călit în untură de porc. Da. E foarte important, rețineți, în untură de porc, pentru că asta îi dă savoare mâncării. Îi dă mâncării. un alt gust. Și avem grijă, untura de porc trebuie să fim foarte atenți la ea când o facem, să fie albă, să fie frumoasă, să nu o ardem. Asta exact, e important. Da. Untura de porc nu este atât de nesănătoasă, untura de porc arsă e nesănătoasă. Exact. Așa că noi mâncăm bio aici. Tot ce bio mâncați e din grădină, vedeți grădina pusă de noi, ceapa de la noi din grădină, absolut tot de la și noi. Și țuica pe care am gustat-o mai înainte. Bineînțeles că e tot clar de la noi din grădină. Eco. Iată, ceapa este tocată foarte fin, da, da, rețineți. Și aici mai avem pe masă un linguroi și avem legumele tăiate mare, așa, iată, da, morcovii tăiați fise, da, de telefon. Da. Avem păstârnac, ăsta e păstârnac. Și pătrunjel. Dacă sunteți atenți, putem să și punem în... Îl și punem acum înăuntru, la ca călit. Să îl călim așa puțin. Așa. Îl călim cât să prindă culoare. Așa, îl călim frumos. Trebuie să-i punem legume multe, ca să-i dea un gust așa, o savoare puțin dulceagă. Deci supa nu e neapărat o ciorbă. Da. E supă de fasole. E supa, se reține, nu da, e ciorbă. Ciorba da, oltenească de fasole e altfel. Are puțin acrișor așa. Domnul Friedman ne-a adus încă o modă de țuică. Iată, colorată. E ca un coniac dintre ele la vechi. Ăsta are, are 7 ani. 7 ani, deci e în clasa întâi la școală. E clasa întâi, poate să meargă la școală. Putem să exact vedem cum e. Țuică în care domnul Friedman a pus niște prune uscate. Hai să vedem ce face domnul Friedman pe aici, prin cealaltă bucătărie, nu cea de vară. Domnul Friedman! Da! Pomne! Hai. Da. Iată, suntem în bucătăria mai de iarnă. Ia să vedem. Bun. Asta e jambonul. L-am mărunțit frumos. Da, și îl punem dintr-o bucată generoasă de jambon afumat. Încă un pas.
câte kilograme are? Are 15. Ce 15? La 20, 25 are. Uite-te și duc. O bucățică de jambon. Gata. Domnul Friedman ne-a mai pregătit ceva. Surpriză. Am pregătit o gâscă. Gâsca e de anul trecut. O gâscă de anul trecut. Deci tânără pot să spui că e o gâscă. Da. Nu prea grasă. Așa în jur de 5-6 kg. Cristina? Da. În jur de 5-6 kg. Cum îi stă bine unei gâști. Tăiată mărunt. Tăiată bucățele frumos. Am tocat niște ceapă. Ceapa am călit-o foarte, foarte ușor. După ce am călit ceapa, am pus bucată cu bucată în călitura asta, în untură, am prins-o așa puțin. Da. După ce am prins-o și bucățile toate le-am prăjit așa, preprăjit puțin, am pus peste el niște vin. Alb. Și l-am fiert puțin în vin alb. După, cu boabe de piper, cu o boabă de dafin, cu puțin alte ingrediente, așa, și le-am fiert așa vreo o jumătate de oră. Le-am băgat la cuptor. După le-am băgat acum în vasul ăsta și îl acoperim cu o folie și îl punem în cuptor la 145 de grade. Așa, încet. La început, 145, și pe urmă îl mutăm la 100 de grade. După ce dăm folia jos? Nu, îl punem la 100 de grade, da? Și după ce îl dăm jos folia, îi mai dăm o dată 180 de grade, 15 minute, ca să prindă puțin culoare. E fenomenal, miroase. Și cred că și ca și gust, da. Avem aici prietenul nostru, vinul alb, cu care a fost fiertă. E un Sauvignon Blanc de la... Sauvignon Blanc, deci nu lipsește niciodată. Deci pentru o mâncare bună trebuie luat cel mai bun vin. Nu că ne-am rămas o bucățică de vin sau ceva. Sau un vin acrit de pe balcon. Nu. Vinul care îl bem noi trebuie să-l folosim și la mâncare, pentru că altfel mâncarea noastră nu va avea calitatea pe care o dorim. Un Sauvignon de la prietenul meu Dinescu, că nu lipsește la noi la mâncare. Domnul Mircea Dinescu, suntem în zona lui, cum ar veni, aproape de cetate. Suntem aici vecini și prieteni. Extraordinar. Punem niște pastă de ardei. Deci ne facem noi o pastă de ardei și roșii. O pregătim în fiecare an. Poți să gust? Sigur. Vedeți ardei. Că are și un gust puțin de cimbru și de tarhon. Fasolea uscată, care am fiert-o deja odată, am dat apa jos de pe ea, am curățit-o, am fiert-o și acum e a doua fiertură și le amestecăm. Acum începem să facem supa, le-am împreunat cu toate ingredientele și începem să facem supa. Ciolanul tot așa îl putem acum. Uite așa. Un ciolan care, vă spun sincer, parcă îți pare rău să-l pui în fasole. Așa, fasolea e mâncare foarte, foarte specială. Deci merită. Se spune că fasolea e mâncarea săracului. Nu, e mâncarea foarte, foarte specială. O să-i mai adăugăm și niște frunze de... pătrunjel, le legăm așa frumos. Buchet garni și îl aruncăm așa înăuntru și la sfârșit îi punem și leoșteanul. Îi punem câteva boabe de dafin, tot așa, și niște cimbru. Tarhon, cimbru. Thank you.
facem varza călită pentru gâscă. Avem aici, iată, niște varză roșie. Varză roșie, deja am pus-o la sare și am pus-o puțin așa să stea deja în apă, am spălat-o puțin. Avem ceapă tocată, nu prea mărunt, dar totuși tocată. Îi punem la ceapa asta tocată, îi punem niște... Untură de porc. Untură de porc, obligatorie. Așa. Îi punem niște untură de porc. Acum... Doamna Cristina ne ajută. Ne ajută. Iată. La... Taie țelina cubulețe. Se taie. Cubulețe așa mici. Mărunt. Așa. Care o să le... Călim împreună. Le călim împreună cu ceapa. Merele care le avem din grădină, sunt de anul trecut. Eu, care sunt înnebunit după varza călită, o să încerc rețeta asta acasă, sigur. Deci, mai ales că este varză roșie călită și îmi place și varza roșie. Varza roșie călită dă o aromă, e altfel decât varza roșie și cu vinul, cu Cabernet Sauvignon și cu țelina respectivă îi dă ceva de neuitat. Și merele. Punem și câteva bucățele de stafide. Așa de data asta un cabernet. Un cabernet, asta îl punem. Ce e mai bun, totdeauna, când facem de mâncare, ce avem cel mai bun în casă. Uite, niște sare, niște cimbru și puțin tarhon pisat. Și foi de stafid. Puțin rantaj. Mai punem smântâna și la un moment dat, pe final, trebuie să punem leuștean. Avem o supă de fasole cu ciolan afumat și mai avem o gâscă făcută într-un mod special cu varză călită roșie. Puteți să încercați aceste rețete acasă. Putem să vă spunem la revedere pe ediția viitoare.